Bună ziua! Sunt Emma Patrici și vă invit să descoperiți cum se descrie un obiect pentru a-l prezenta celorlalți. Ce putem spune despre el? Este ziua lui Bogdan. Împlinește 8 ani. Victor i-a adus un cadou. Oare ce se află în cutie? Vrei să jucăm un joc pentru a ghici ce cadou ți-am adus? Da, da, vreau spune Bogdan. Sunt sigur că voi ghici. Ascultă, e un obiect portocaliu. Știu, e un dovleac. Nu, nu e un dovleac. Ai răbdare să îți mai dau câteva indicii. Este rotund, nu e foarte mare, este din cauciuc și are legătură cu pasiunea ta pentru sport. Da, acum mi-am dat seama. E o minge de basket. Așa este, la mulți ani, Bogdan! Ce ați observat? Pentru ca Bogdan să își dea seama ce e în cutie, Victor i-a descris obiectul, adică i-a oferit detalii despre formă, mărime și culoare. De asemenea, i-a spus din ce material este realizat și la ce folosește acel obiect. Putem folosi astfel de detalii atunci când vrem ca ceilalți să își creeze o imagine cât mai aproape de realitate despre un anumit obiect, în condițiile în care nu îl avem asupra noastră în momentul prezentării. Încercați și voi! Imaginați-vă că ați primit în dar o bicicletă vorbiți cu cineva la telefon și îi descrieți bicicleta voastră. Ce ați putea spune? Descrierea voastră ar putea fi în felul următor. Am primit o bicicletă. E verde și are în față un coșuleț. Șaua și ghidonul sunt maro. La roți are dungi galbene. Ca să fiu în siguranță când mă plimb cu bicicleta, am primit și o cască. E de culoare roz și se încheie sub bărbie. Vă propun să jucați un joc cu colegii voștri, un joc în care veți descrie anumite obiecte aplicând ce ați învățat în acest material. Pregătiți o cutie. Puneți în ea mai multe obiecte. Fiecare copil alege din cutie un obiect și fără al arăta celorlalți îl descrie oferind detalii. Colegii trebuie să ghicească despre ce obiect este vorba. Pe data viitoare.